Salut tuturor, Aris și bine ați venit la un vlog, primul vlog din București, dacă pot să spun așa. Bine, știți deja că... Ești uriaș, Bob, ce faci? Da, sunt în casă la mătușa mea, sunt în București de aproape o săptămână. Scuze pentru palmă. Nu știu, nu pot să rezolv chestia asta cu zoom-ul, trebuie să țin mâna foarte întinsă, ceva genul așa, uite, vezi. Să țin foarte întinsă, ca să pot să mă descurc aici. Da, deci sunt în București, în sectorul 3. Sectorul 3, m-am terminat cu înscrierile, acum urmează doar admiterile, adică examenele și cam atât ar fi. După aia, săptămâna viitoare, stau, cred că până vineri, sâmbătă, ceva în genul, și după aia mă întorc acasă. Ce am de gând să fac săptămâna viitoare? Poate miercuri o să fac un micuț fan meeting în 5.000, cred. Am hotărât cu Matt, cu câțiva de pe Facebook care mai stau pe București și am zis, hai să totuși să fac și pe YouTube, poate nu mulți au Facebook, deși nu vă trebuie cont de Facebook ca să mă puteți urmări pe pagina mea de Facebook, care este www.facebook.com/moldovids. Sigur îl găsiți, deci e ca greu să nu găsești pagina mea de Facebook. Sper să reușesc să uploadez acest video, știu că va fi destul de greu. Am făcut ieri un mic fan meeting, adică m-am întâlnit cu trei persoane, deci mai mult decât în Brașov. M-am mai întâlnit și cu cineva la înscriere la facultate care știa cine sunt, iar, cu cine m-am întâlnit, cu Barba, s-am întâlnit cu Matt, cu Yeti, aș fi vrut să mă fi întâlnit și, și cu Andrei m-am întâlnit, dar cu Andrei m-am întâlnit înaintea tuturor, mă refer, că el a fost primul care m-am întâlnit. Aș fi vrut să mă fi întâlnit și cu Robert, dar nu vrea Răzvan să-l aducă, Răzvan și decât la acest video. Zic, îți dau eu bani de benzină, mă vino. A dus și pe ăla acolo, că vrea și el. A fost ieri la AFI, ne-am uitat la un film, la Despicable Me 2, sau sunt un mic Ticălos 2, și a fost destul de fain. Chiar înainte să intrăm la film, ne-am întâlnit cu trei persoane, trei fani care mă căutau, să zicem că pana aia le-am zis că vin și am întârziat o oră și ceva, pentru că am așteptat până a venit Barbas de la el, din sectorul 2, a venit la mine... Apoi l-am așteptat încă vă 20 minute pe Yeti, că el cine știe pe unde, am zis hai să mergem cu el, că el știe drumul mai bine. Și tot așa ne-am complicat și ne-am făcut, dar acum știu și eu drumurile, deci o să fie destul de bine. Nu știu, deci știu să ajung în centru, din centru să mă duc în alte părți, poate, dar, cum să zic, pe o anumită direcție, mai pe linie dreaptă. Sau dacă îmi dai multe puncte de reper, mă descurc. Dar, în general, e destul de bine. Da, cred că asta ar fi tot pentru acest vlog, dar, deci... Mai multe detalii legate de fan meeting le veți primi pe Facebook, deci toată lumea are cont de Facebook, toată lumea are acces la Facebook, deci nu înțeleg de ce nu v-ați putea uita pe Facebook atunci când eu voi posta. Voi încerca să postez cu o oră înainte, adică voi ajunge acolo în parc, adică când sunt pe drum spre parc o să postez pe Facebook. Va fi ceva după amiază, cred că de la 12 încolo, sau puțin mai târziu, dar cam atât, cam de la 12 încolo și da. Ok, cam asta e tot pentru acest vlog, o să încerc să fac mai multe, urmează un live stream, cred că săptămâna viitoare sau poate și astăzi, nu garantez nimic, pentru că mâine am examen, dar poate mă duc și fac ceva, după amiază o să văd dacă reușesc să fac ceva la Andrei, dacă nu, asta e, lăsăm totul pe săptămâna viitoare, am văzut că deja ați început să vă uitați la videourile vechi, ceea ce mă bucură, mai facem și noi ceva vizualizări, pentru că dacă eu nu sunt și nu pot să fac videouri, asta e singura problemă. Ok, ne vedem vineri. Ba da, ne vedem vineri sau sâmbătă sau duminică când ajung eu acasă. Și cu ceilalți care voi stați în București, ne vedem miercuri sau mai devreme. Pa, pa!